program nou de finanțare pentru tractoare. MADR are în vedere să lanseze un nou program de finanțare pentru fermierii mici și mijlocii care vor să-și cumpere tractor nou. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a prezentat o serie de detalii legate de această inițiativă într-o ședință din cadrul Comisiei de Agricultură din Senat, al cărei președinte este George Scarlat. Finanțarea ar urma să fie cuprinsă între 30.000 și 50.000 de euro, fiind destinată fermierilor care exploatează maxim 500 de hectare, a declarat George Scarlat, invitatul lui Ovidiu Ghinea în emisiunea Agricultura la Raport. Această sumă, identificată ca fiind neconsumată din vechiul Program Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, de aproximativ 180 de milioane de euro, ne-a spus domnul ministru, care vrea să o folosească pentru o parte de, să spunem așa, un program primul tractor în fermă, în general, și aici să fie vizate exploatațiile mici și mijlocii, adică până în 500 de hectare. Cred că quantumul în mare, ne-am spus că va fi între 30 și 50 de mii de euro. Nu e foarte mare, dar cred eu pentru tinerii fermieri, pentru fermieri, asta e un sprijin. Și suma este destul de importantă. Banii vor fi de la Ministerul Mediului, nu? Sau sunt banii europeni, da? Și care am înțeles că au o componentă semnificativă sau parte din ei vin pe fondul de mediu. Momentan nu este clar dacă este vorba despre aceeași finanțare anunțată de administrația Fondului pentru Mediu, adică Rabla pentru tractoare, sau este vorba despre un program similar care ar urma să fie lansat de Ministerul Agriculturii. Amintim că programul Rabla pentru tractoare a fost anunțat de AFM pentru calendarul anului 2024, iar finanțarea prin acesta urmează să fie de 30.000 de euro per beneficiar. Bugetul anunțat de AFM este de 500 de milioane de lei, adică aproximativ 100 de milioane de euro. Rămâne de văzut dacă acesta este programul la care făcea referire ministrul Florin Barbu în discuțiile de la Senat sau dacă Ministerul Agriculturii urmează să anunțe o altă finanțare.